În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! Așa am ascultat mereu la frat, venim târziu și vrem să plecăm de vreme. Însă adunarea care este sfântă și cuvântul lui Dumnezeu, divin, din cer, a sta mai mult câteva minute, nu-i prea mult pentru fiecare dintre noi. Eu vreau să cred și să frăților voastre să credeți că-și Duhul Sfânt își face lucrarea. Dacă am venit de acasă, în gândurile noastre, să spunem un cuvânt în locul acesta, am observat că Duhul Sfânt este acela care ne schimbă optica de vedere și de înțelegere. Înseamnă că El trebuie să dea un răspuns. Îmi place așa de mult cuvântul pe care îl ascult, pe care Părintele Iosef a spus, cum spunea fratele toate din locul acesta, să citiți Biblia. Este foarte adevărat. Însă spunea fratele Marian că sunt unele frânturi în cuvântul Sfânt, în care El s-a scris ca noi printre rânduri să le putem înțelege dacă avem lumina îndurării Duhului Sfânt, ca să le putem înțelege pe toate. Fiecare suflet dintre noi, când am plecat pe calea mântuirii, dorința noastră a fost una. Doamne, dacă ne-ai chemat în lucrarea aceasta și vrei să faci cu noi o lucrare, dă-ne lumina de care avem nevoie a înțelegerii cuvântului Sfânt. Aceea ce Tu ai lăsat doar frânturi prin ceea ce au scris sfinții evangheliști și apostoli și acolo unde ei n-au scris, să le putem înțelege noi chiar în viacul acesta. Este atât de important pentru fiecare dintre noi, așa cum am spus, Doamne, luminează-ne mintea să putem înțelege cuvântul Tău Sfânt. Este de trebuință. Și așa cum am spus, optica noastră de vedere și de gândire se modifică în adunarea lui Dumnezeu. Atunci când ascultăm cuvântul Lui, ce să spun? De două ori, a treia oară mi s-a modificat felul acesta, deși aveam atâtea cuvinte care s-au spus și care sunt întemeiate pe temelia aceasta, dar de fiecare dată noi trebuie să înțelegem și altfel. Și mă gândesc la marele filozof creștin, deși am mai amintit, dar în care întotdeauna gândurile mele se duc la oamenii înalți, oamenii care au văzut prin puterea Duhului Sfânt și o trăire necondiționată a felului lor de viețuire, în care au putut să pătrundă atât de puternic la lumina aceasta a lui Hristos. Mereu eu cercetez multe învățături, multe lucrări și din toate, în dorința mea, le găsesc. Și atunci mă bucur în Duhul Sfânt, pentru că Domnul Iisus a spus, căutați și veți găsi. Și atunci când eu sunt un căutător a înțelegerii Cuvântului Sfânt și primesc răspunsul, nu imediat, nici la o zi, nici la o săptămână, la ani de zile, cercetarea Cuvântului Sfânt face întotdeauna să-L cercetezi. Iar cercetarea aceasta în Duhul în care tu ai fost și ai rămas și dorești ca să primești lumina înțelegerii, Domnul și Mântuitorul nostru, care a spus că se duce să ne trimeată Duhul Sfânt, Mângâietorul și Învățătorul, ne va da cele mai frumoase lămuriri a Cuvântului Sfânt. Spuneam de Origen, acest mare filozof creștin, când gândurile noastre sunt bogate în Cuvântul Sfânt, așa cum spunea unii frați, nu știm pe care să le spunem mai înainte și mai repede să nu le putem uita. Ele sunt prea multe. Ele sunt ca o apă care se revarsă cu putere. Și noi trebuie să fim atenți cum putem să le clasificăm și să le arătăm și să nu le uităm. Și el spunea fratele toate, Părintele Iosef a fost acela care a avut lumina puterii Împăratului Ceresc ca oamenii să citească Biblia. Dar filozoful acesta creștin, Origen, a spus, toți oamenii pot să citească Biblia. Și este foarte adevărat.
Însă unii o vor citi literar, istoric. Ceea ce au citit astăzi din Evanghelie îi pot să povestească, dar fără să scoată nimic din ea. Frații noștri au spus așa de frumoase învățături și totuși sunt atâtea și atâtea. Și Domnul Iisus a spus, Duhul Sfânt este acela care va da această cunoștință. Dar unele sufletele care citește Biblia, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, o citește pentru el să-și pună în rânduială viața lui, adică sufletesc. Dar este pentru el personal. Și sunt atâția oameni care citește Cuvântul Sfânt și din Cuvântul Sfânt au înțeles ei că el trebuie să urmeze pe calea aceasta în felul acesta, până când Dumnezeu îi va descoperi și un alt fel. Însă unii care sunt chemați să facă o lucrare împreună, lucrători cu Dumnezeu, aceia trebuie să înțeleagă și să citească duhovnicește, pentru că se fac de multe ori, nu numai așa cum spunem noi, mărturisitori. Ca să poți să mărturisești cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fii ca Sfântul Apostol Pavel, care este cel mai îndemână, în care el a făcut lucrarea aceasta, să poată lămurit să-l înțeleagă sub puterea Duhului Sfânt lucrările acestea sfinte și minunate. Și atunci și noi suntem nevoiți, obligați de însuși cuvântul lui Dumnezeu să primim lumina aceasta din partea Domnului Iisus prin Duhul Sfânt, să avem o claritate a cuvântului. Și aici în Cuvântul Sfânt, în Epistola Sobornicească a lui Iuda, cu primul verset, Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacob, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurare, pace și dragostea să vă fie înmulțite. Nu-i vreme, nu-i timp să putem explica de ce Sfântul Iuda a spus că este fratele lui Iacob și n-a spus ca Iacob că este fratele Domnului. O lăsăm pe aceasta. Care mai doriți ca să aflați cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum spuneau frații, vă invităm pe toți în adunare, pentru că vom avea întotdeauna de învățat lucruri frumoase, lucruri care ne fac pe noi de fiecare dată să avem înăuntru nostru o bucurie sufletească a înțelegerii și a mergerii pe calea aceasta către Împărăția lui Dumnezeu. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Versetul acesta, nici pe acesta nu-l dezvolt, decât rămânem mereu la călăuza puterii Duhului Sfânt, în care El ne dă îndemnul acesta în sufletul nostru să nu mai venim cu ce am venit de acasă, ci transferați, transformați din ceea ce ascultăm noi în adunările noastre, să avem un curs așa de frumos. Sfântul Evanghelist Luca, el ia o lucrare chiar de la început și asta mă interesează atât de mult. De ce? Pentru că am spus că cercetăm toate lucrările lui Dumnezeu, cercetăm toate lucrările Sfinților părinților noștri, Părintele Iosif, fratele Traian Ioan Marin și toți mulți pe care i-am ascultat ani de zile în lucrarea oastei Domnului și avem și de acolo conduită și frumoasă și clară și corectă. Dar Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu este mult mai minunat. În primul verset după Evanghelie după Luca, iată ce scrie, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ne le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, iată, mărturisitori ai cuvântului, în fața adunărilor, în fața poporului, în fața oricui, mărturisitori ai cuvântului. Am găsit și eu cu cale, prealesule Teofilie, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul. Iată care este lucrarea noastră atunci când Dumnezeu ne-a chemat și noi am vrut să căutăm și să găsim
să cercetăm, să ne se descopere, să batem și să ne se deschidă. Acestea sunt lucrările frumoase a Domnului Iisus, care le-a lăsat ca învățături pentru noi. Aceste lucruri, de la obârșia lor, de la începutul lor, de când au luat ființă, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temnicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Iată, ele n-au fost scrise, ci au fost primite prin viu grai. Ceea ce facem noi în locul acesta, frățelor voastre, ascultați prin viu grai, învățăturile frumoase. Un alt cuvânt pe care l-am luat din Faptele Apostolilor, etiopianul la Ierusalim. Vreau să am acest curs a înțelegerii Cuvântului Sfânt. Sunt multe cuvinte care nu sunt scrise, dar care căutându-ne în izvoarele din învățătură le-am găsit așa de frumoase. Etiopianul, el venea de departe, din Etiopia, și a venit la Ierusalim să se închine Dumnezeul lui Israel. Dar de ce îl purta grija aceasta pentru el, peste el? Pentru că viața aceasta firească în care o avem în noi, căsătorindu-ne, avem familie și copii, pentru el era o viață pierdută. În Africa, în vremea aceea, fiind copii numeroși la familii, cei care erau mai frumoși și mai înțelepți îi făceau famine și îi vindeau, se vindeau ca și animalele. Și pentru că era înțelept, și pentru că era frumos, și pentru că arăta bine, lua bani mai mulți pe el. El, acest nefericit etiopian care a venit la Ierusalim și pierduseră viața aceasta firească, plăcerea aceasta firească, dragostea aceasta de familie, de soție și așa mai departe, era o viață pierdută. Și atunci a rămas să meargă la Ierusalim, să se închine singurului Dumnezeu adevăratului Israel. Și s-a dus și a ajuns și s-a închinat. Însă Domnul Dumnezeu, care vede toate lucrurile, care le înțelege pe toate, nu l-a lăsat numai mergând la Ierusalim să se închine Dumnezeului Avram, Isaac și Iacob. Și de acolo a luat o scriptură, scriptură așa cum se înțelege, cartea Sfântului Isaia. Și el, mergând înapoi, îl citea pe cine? Pe Isaia, capitolul 53, om al durerii și obișnuit cu suferința. Iată, în momentul acesta, Dumnezeu, Domnul Iisus, l-a trimis pe Filip, du-te și ajunge carul. Și vezi că acolo este un etiopian și el citește Scriptura. Și el a trebuit să meargă să-i explice despre cine citește. Ce lucru frumos, ce lucru demn, ce credință statornică să primească el, care a venit la Ierusalim pentru o lucrare și acum să plece cu cea mai mare și cea mai frumoasă lucrare, să-L cunoască pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și începe Filip de la Scriptura aceasta, din capitolul 53 de la Isaia. Și merge și merge și până când ajunge, ca cei ce cred pe Domnul Iisus, ca Fiul lui Dumnezeu care a venit, să poată să se jertfească, să se ierte omul de orice păcat, și prin înviere se aducă mântuirea, să fie botezat. Și el atunci a crezut și a spus, uite, este apă, ce rămâne să mă botez? Aceasta este o lucrare. Dar n-a înțeles-o el. Și când a venit Filip, i-a spus, despre cine vorbește el aici? Famine, a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre un altul? Atunci când a luat cuvântul. Iată că sunt lucrări în Cuvântul Sfânt, atât în Vechiul Testament și în Nou, pentru care nu avem lumina și înțelegerea și înțelepciunea, a le înțelege la adevărata valoare, așa cum le-a scris și le-a spus. De aceea zic, și noi care cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, avem astfel de lucrări în care dorința noastră, așa cum a spus evanghelistul Luca, să o luăm frumușel, de la începuturi, de la obârșie. Este cea mai frumoasă claritate și calitate. Când cuvântul sfânt al lui Dumnezeu pe care l-am citit, ca să nu fac o laudă chiar de mici copii,
Așa am fost învățați, am citit și în britanică cât am avut-o, am citit-o și în sinodală, am citit, am știut să facem legătura și înțelegerea. Ni s-a dat de sfinții părinți și mari preoți ai vremurilor noastre, toate la îndemâna noastră. Pentru mine este simplu, este foarte clar, nu mă împiedică niciuna, nici alta. Dar înțelegerea lor numai este atunci când vii, când dorești. Când ai pus un legământ cu Dumnezeu să-i urmezi și să faci lucrarea Lui, ei, atunci lucrurile se schimbă, nu mai sunt așa. Și dacă am citit despre lunatic, tatăl care a venit cu fiul la Domnul Iisus, n-am înțeles care este această stare de lunatic. Până când în cercetarea cuvântului, care nu scrie în cuvântul sfânt, i-am găsit-o. M-am bucurat așa de mult, pentru că și în adunarea noastră am vorbit despre el. Dar iată că în zilele care au trecut, am găsit într-o altă carte despre vindecarea unui bolnav de dropică. N-am auzit pe niciun frate la cât i-am ascultat. Ce boală este aceasta? Și cât este de grea? Și când am dezvăluit-o prin ceea ce am cercetat, m-am bucurat mult. Și atunci am spus, iată, cu ce frumusețe poți să vii în adunarea Domnului să aduci învățăturile acestea așa de frumoase. Farisei și cărturari întotdeauna, când mi-a făcut o invitație Domnului Iisus, chiar să prânzească la ei, ei nu au făcut decât să arunce o capcană în care să-l prindă și care din felul acela să poată să-l acuze. Acesta a fost întotdeauna gândul lor, un gând urât, un gând mârșav, un gând care în creștinătate nu are ce căuta. Dar asta a fost rolul lor. Și atunci i-a întins această capcană. Boala aceasta de dropică este o boală în care transpirația, apa din corpul omenesc, care este peste 60%, el prin transpirație se elimină. Dar la oamenii care sunt bolnavi de această boală, nu o elimină și atunci se curge în însăși trupul lor. Încep de la picioare și până ajunge la abdomen, ajunge la rinichi, ajunge la plămâni și se neacă în însăși apa lor. Iată ce frumos când noi după atâtea veacuri putem să aflăm atâtea lucrări frumoase și minunate. Și atunci acești farisei și cărturari, când a invitat pe Domnul Iisus să prânzească la ei, a adus și acest bolnav de dropică și era și ziua sabatului. Și atunci ei, spune cuvântul sfânt, nu mai citesc, spune că toți stăceau și priveau ca niște pândari să vadă în cursa în care a fost atras Domnul Iisus ce va face el. Zic și eu, în lucrarea oaste Domnului, în toate lucrările, fie de adunare, fie de mormântare, fie de nunți, fie de orice fel, niciodată să nu întindem capcane pentru a-i prinde pe unii sau pe alții. Citea fratele Vasile despre cârtitori și cam acolo ne aflăm și noi dacă facem lucru și lucrarea aceasta. Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, fiecărui suflet ne-a dat un dar, darul de a vorbi. Dar nu se aseamănă darul meu de a vorbi cu a fratelui, cu a sorii, cu alt frate. Nu se poate, nu pot să fie identici. La fel, ci fiecare are felul pe care Domnul l-a dat. El să rămână la felul acesta, să nu caute. Așa cum s-au avut în lumea noastră să se facă aceste plagiate de învățături, de scrieri, sau să facem plagiate de cuvânt. A vorbit în adunare ca fratele X sau Y. Nu, fraților, astea le eliminăm. Tu să vii cu personalitatea ta, cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat, cu ceea ce a găsit El cu cale, cu privire la tine, pentru a aduce frumoasele cunoștința cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Spune cuvântul sfânt, farisei și cărturarii, și erau mulți în casa unui din acestea care veneau cu grămada, dar toți aveau același scop, să-l poată prinde în capcana aceasta pe Domnul și Mântuitorul nostru. Nu l-au înțeles că El este adevărata lumină, că este adevărata înțelepciune, că este adevăratul Dumnezeu. Nu l-a înțeles, dar cel puțin au tăcut. Și în momentul acesta, când a venit Domnul Iisus, care le cunoștea gândurile, privea peste marea mulțime de farisei și cărturari
și capcana care era cel bolnav de dropică și ziua sabatului. Acum vedem noi cum se descurcă Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus, luminătorul, învățătorul, înțeleptul, n-a existat nimeni și nu va exista nimeni pe fața pământului la o înălțime atât de mare în care niciodată n-a fost prins și cuprins, dar în care a dat înțelepciune ca nici frații, cel puțin de la oastea Domnului pe care îi cunosc, le-a dat felul acesta de învățătură și n-au fost prinși în capcane niciodată. Dacă au vrut să rămâie statornici pe temerea aceasta, ca și cum spune Sfântul Apostol Pavel, pe care a așezat-o și pe care este Hristos. Și atunci Domnul Iisus începe și spune, puteți să căutați dacă vreți acasă în Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 14, și veți găsi. Nu veți găsi ceea ce spun, dar veți găsi cuvinte care aduc la înțelegere. Și atunci Domnul Iisus, înțeleptul și luminătorul, începe să le spună exact din însăși scriptura și învățătura lor, pe care o citit, pe care o știau. Așa cum spun marei, din dos în dos, din scoarță în scoarță. Erau foarte învățați. Și spune căruia dintre voi care îi cade bou sau copilul într-un puț în ziua sabatului și nu îl scoate. Care dintre voi? Dar acesta care se neacă în însăși apa lui, în ziua sabatului nu avem dreptul să-l scoatem? Și atunci întinde mâna Domnului spre el și face această vindecare în care ei au rămas muți și tăcuți. Fraților, slăviți să fie Domnul, vă rugăm să veniți în lucrarea oastei Domnului, veți afla multe frumoase cuvinte și învățături în care nimeni de nicio parte nu le are. Am căutat și eu într-un fel și altul și în alte feluri. Înțelepciunea și lumina înțelegerii Cuvântului Sfânt am găsit-o în lucrarea oastei Domnului și în Biserica Creștină Ortodoxă. Slăvit să fie Domnul! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!